dilemă, cine e poet, cine e artist, a spus în poezia română, Ion Mureșan e poet, restul e artiști. Eu cred că Emil Brumaru intră fără probleme în categoria artiștilor poeți. De 40, mai bine de 40 de ani face acest lucru în literatura română. Ca să nu mă gândesc prea mult, un critic important de poezie a spus că peste 500 de ani marile reforme moderniste, pline de carnaci și de nervi, vor părea ridicole și îndoioșătoare chiar, dar pe Emil Brumaru, peste acei 500 de ani, Emil Brumaru va fi citit cu aceeași pasiune cu care l-ai citit Mastrul Badului. Ridic în scenă.